ceva de mâncare, vreau să mănânc. Poftă mare, scumpa mea. Nu vreau supă, ea-i cu virgeață și cu morcov. Dă-mi altceva. Poftim paste cu cărniță, așa cum iubești tu. Poftă mare. E cu sos? Nu vreau paste, dă-mi altceva. Vreau să mănânc. Ce să-ți dau, scumpă? Poate vrei niște bunic cu dulceață? Bine, dar mai repede, mi-e foame. Ok. Din ce e dulceață? E de cocoză. E foarte gustoasă și foarte bună pe sănătate. Mănâncă! Fuuu, mie nu-mi place coagăză. Altă dulceață nu este. Nu, doar de ce s-a rămas? Atunci dă-mi altceva să mănânc. Ce să-ți dau, Jasmina? Altceva acum nu am. Vreau pizza, cartofi spicy, o ferige tort cu ciocolată. Ok, atunci îmbracă-te și hai cu mine. Mergem la cafenea, la pizza? Iar tartinele o să le iau cu mine. Așa. Vreau să fac cunoștință cu cineva. Cu cine? Acum hai să vezi, hai! Casa ta. Unde sunt părinții tăi? Nu am casă și nu am părinți. Cum așa? N-am nici mamă și nici tată? Ai înghețat, micuță. Nu ți-e foame? De două zile? Sărăcuța de tine! Ia uite-te! Eu aici am două tartine. Vrei să le mănânci? Da, vreau!
Ce, Jasmina? Mai vrei pizza? Cartofi? Tort? Nu, mică, nu mai vreau. Cel mai îmbălzat că tu ești cu mine. Iar mâncare nu avem acasă. Scuze-mă, ce rog frumos, că n-am putut vreo geam. Și-am fost nemulțumită. Te scuz, scumpă. Văd că ai înțeles lecția de astăzi. Mergem acasă să mâncăm? Micu, am mâncăminte răcite. Și poți să mergem pe cabe la noi să mănânci cu mine și să ne jucăm împreună. Bine. Gabi, mergi cu noi. În filmulețul de astăzi. Puneți like, abonați-vă la canalul Jasmina Show, pe curând, pa, pa!